sin de 75 de grade ori cos de 15 grade. Exercițiu propus în testul 72 de antrenament din 2009, matematică informatică. Păi, în primul rând, dacă vedem un produs dintre sin și cos, ne gândim să aplicăm formula sin de a ori cos de b, e 1 pe 2 pe lângă sin de a plus b, plus sin de a minus b. Și atunci, sinus de 75 de grade ori cos de 15 grade ar fi 1 pe 2 pe lângă sin de 75 plus 15, adică 90, plus sin de 75 minus 15, adică sin de 60 de grade. Și sin de 90 de grade, sin de 60 de grade sunt cunoscute. Primul este 1 și al doilea este radical din 3 pe 2, ceea ce înseamnă că produsul nostru este radical din 3 plus 2 pe 4, după ce aducem la același numitor. Pe de altă parte, am fi putut să calculăm sin de 75 de grade ori cos de 15 grade ca fiind sin de 75 de grade ori, potrivit formulelor trigonometrice pentru unghiuri complementare, cos de 15 grade este sinus de 75 de grade și atunci rămânem cu sin pătrat de 75 de grade. Și cum 75 e 45 plus 30, Putem să calculăm sin de 75 de grade, este radical din 6 plus radical din 2 pe 4 și radical la pătrat o să ne dea radical din 3 plus 2 pe 4. Totuși trebuie să recunoaștem că au fost mai simple calculele în prima metodă când am folosit formula pentru sin de A ori cos de B. Vă propun pentru exersare un exercițiu asemănător. Să calculăm sin de pi pe 12 ori cos de 23 pi pe 12. Acest exercițiu fiind preluat din testul 1 de antrenament din 2009, matematică informatică. Am putea să folosim formula pentru sin de ori cos de B, dar observăm că 23 pi pe 12 are cosinusul opusul cosinusului lui pi minus 23 pi pe 12. Și atunci avem cos de 23 pi pe 12 este minus cos de pi 12, ceea ce înseamnă că produsul de fapt este minus sin de pi pe 12 cos de pi pe 12. Și aici recunoaștem o parte din formula pentru sinusul unghiului dublu. Cu alte cuvinte, dacă am fi avut 2 sin de pi pe 12 ori cos de pi pe 12, l-am fi putut înlocui cu sinus de pi pe 6, care e sin de 30 de grade 1 pe 2. Și atunci nu avem altceva de făcut decât să punem un 2 lângă produsului sin cu cos și să îndreptăm lucrurile împărțind la 2, nu? Și atunci rămânem cu minus 1 pe 2 sin de pi pe 6, deci minus 1 pe 4, destul de simplu. Pe lângă formula sin de A ori cos de B este 1 pe 2 pe lângă sin de A plus B ori sin de A minus B, reținem și formulele pentru produsul cosinusurilor, respectiv produsul sinusurilor, și anume, cos de A ori cos de B este 1 pe 2 din cos de A plus B plus cos de A minus B, și sin de A ori sin de B este 1 pe 2 pe lângă cos de diferență minus cos de sumă. Destul de utile, nu?